Aproape 100 de bărbați sunt gata să dea la lopată în fronturile de lucru de la cele 4 unități miniere considerate viabile în Valea Jiului. Complexul energetic Hunedoara face angajări, iar directorul diviziei miniere ne explică cum se va proceda. La mina Lonia, 15 locuri sunt la mina Lonia, la mina Livezen sunt 40, la mina Vulcan sunt 20 și la mina Lupen sunt 15 locuri sau 15 angajări vom face la Lupeni. Aceste angajări se vor face de pe lista concursului din luna mai, respectiv de la primul picat, de la numărul 76 până la numărul 166. Deci vom lua primii 90 picați de pe aceste liste și îi vom angaja pe acești tineri. Cei care au susținut în primăvară concursul de lopătare și cel teoretic au acum șansa să lucreze la mină. Sunt mulți tineri care au obținut punctaje bune. Cei mai norocoși chiar cred că vor avea un job stabil și sunt gata să intre sub pământ pentru asta. Munca în subteran le va garanta un venit de cel puțin 2000 de lei lunar. Sunt pe listă, sunt al 76-lea. Îți dorești mult să lucrezi la mină? Doresc, am copil, stau cu cineva și de mult tot îmi găsesc un loc de muncă mai bun, mai stabil, mai... Dar o să fie și foarte greu. Mă gândesc că o să fie foarte greu, nu-i nimic ușor în viață dacă vrei să realizezi ceva. Ai mai lucrat în subteran sau...? N-am mai lucrat în subteran. Nu ți-e puțin frică? Nu mi-e puțin frică, am fost prin preajma minei, tata lucrează la mină, deci n-ar fi ceva nou. Sindicaliștii văd angajarea celor 90 de mineri necesari la fronturile de lucru ca pe o coincidență electorală. Mă deranjează că se întâmplă numai în momente speciale din punct de vedere politic. N-aș vrea să îmi fie interpretat vorbele în acest sens, dar datele concrete la care s-au făcut aceste angajări confirmă ceea ce eu spun. Ele sunt necesare, au fost necesare a fi făcute, sunt necesare să fie făcute. E păcat că momentul poate să fie o simplă coincidență, deși eu personal nu cred în așa ceva, dar este bine că se întâmplă. Sindicaliștii spun că ar mai fi nevoie de cel puțin alți 300 de angajați necesari la minele din Valea Jiului. În tot acest timp, directorul diviziei miniere, Nicolae Trăgoi, a menționat că o altă rundă de angajări ar putea să urmeze în luna ianuarie a anului viitor. La spitalul din Petroșan, sute de oameni bolnavi au nevoie de acte sau adeverințe în fiecare zi de joi. Și pentru asta, în fiecare săptămână, joia, oamenii se calcă în picioare. O singură zi pe săptămână, la biroul Casei Asigurărilor de Sănătate la Petroșan, se dau consultații și se depun dosare. Doar că oamenii își pierd pur și simplu răbdarea. Și scandalul face ca nimeni să nu se mai înțeleagă cu personalul de la DEVA. O întârziere de câteva minute a personalului de la DEVA a făcut ca oamenii să răbufnească. Sunteți mulțumiți de serviciile care vi se oferă acum? Nu! În primul rând, uitați, nu este nimic organizat. Au venit cei de la DEVA, de la Casa de Sănătate, eu am sunat personal la Casa de Sănătate, nu poți să ajungi la 10 jumătate, adică programul trebuie să-l încep la 10, ei vin la 10 jumătate, stai să-mi fac cafea, stai să mă schimb până... Uitați-vă și noastră, aici sunt 100 de oameni. Oameni, uitați, dânsa este operată cu hernie de disc, mai este o femeie gravidă care acum naște peste 2 minute. Nu, spuneți-i și noastră, dacă eu am insistat la două femei gravide, vă rog frumos să poftiți în față. Eu nu fac legea, dar un pic de bun simț. Trebuie să întrebăm, de ce nu se respectă programul? Zeci de oameni bolnavi se așează din zor la coadă. După câteva ore, când abia mai stau în picioare, ajung în birou și află că le lipsesc acte și că au stat degeaba. În această situație este și o femeie operată de hernie de disc, care joi dimineață nu știa cât mai așteaptă și dacă va trebui să mai revină. Nu știm dacă este valabil în situațiile în care suntem, stăm degeaba sau nu stăm degeaba. Se poate rezolva sau nu se poate rezolva fiecare diferite situații care le are sau ce vrea să facă. De exemplu, eu vreau că este valabil cardul de sănătate din străinătate, din Germania, dacă pot să-mi fac un medic de familie aici, deoarece am nevoie, că sunt operată, hernie de disc cervical și am o hernie de disc. Și capul, și amețel, și cad jos, nu pot să mă bag să stau acolo. Oamenii sunt revoltați și din cauza lipsei de organizare și nu mai știu cui să se adreseze. Dumneavoastră, de când stați aici la coadă? 8:30. Cum vi se pare organizarea? Lumea se plânge. Destul de rău. N-ai un scaun, n-ai o masă să completezi.
N-ai un bon de ordine care convine, nu mai știe, și când se aglomerează, e pe apucate. În birou sunt doi angajați care se chinuie din răsputeri să facă ordine. După ce se luptă pur și simplu cu oamenii agitați și bolnavi, ei ne expun partea plină a paharului din punctul lor de vedere. Părerea mea că deschiderea punctului de lucru de aici, de la Petroșani, pe lângă această lipsă de organizare, este mult mai bună față de un drum la Deva sau poate mai multe. Biroul Casei de Sănătate a fost deschis la Petroșani cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara. Aglomerația este însă foarte mare, iar sute de oameni bolnavi care au nevoie de serviciile casei stau umiliți la rând ore în șir. Și asta în cazul fericit în care nu mai trebuie să vină încă cel puțin o dată cu dosarul complet. Migrațiile politice sunt la final. Consilierii PSD din Vulcan au optat să nu plece din partid. O ultimă migrație a unui consilier a fost înregistrată la Vulcan, acesta trecând de la culoarea galbenă la PSD. Răzmenteniuc Sorin, director la EM Vulcan, a ales să adere la un partid care să aibă o majoritate în Consiliul Local. Ne-am avut discuții cu toți consilierii Partidului Social Democrat. La noi nu sunt probleme, toți au optat să rămână alături de noi. În ședința de marți a biroului permanent al Organizației Municipale Vulcan, PSD, am avut o cerere de înscriere din partea domnului consilier Răzmenteniuc Sorin, director la EM Vulcan. Biroul și membrii partidului prezenți au discutat despre această primire. Toată lumea a fost de acord, s-a votat, a fost în unanimitate. Ședința a fost legal constituită, au fost prezenți majoritatea membrilor biroului. Campania electorală începe din această noapte, începând cu ora 0, conform Comisiei Electorale Centrale. După codul electoral, campania începe pentru fiecare concurent electoral de la data înregistrării acestuia de către Comisia Electorală Centrală sau de Consiliul Electoral de Circumscripție. Municipiul Vulcan este pregătit pentru o bună desfășurare a campaniei electorale și a alegerilor prezidențiale. Cu toate că mai sunt 30 de zile până la vot, s-a discutat ca toate secțiile de vot să fie montate din timp, iar urnele sunt deja pregătite. Am aranjat toate secțiile de vot sau... Se vor monta în timp util urnele și totul este pregătit. Așteptăm doar 30 de zile, mai avem încă timp pentru organizare. Încă din această noapte, după ora 0, partidele vor începe să afișeze banerele și să lipească afișele electorale. De seară, la ora 24, dimineața la ora 0, o să fim deja pe stradă, o să începem probabil afișajul, banerele. Suntem pregătiți, am discutat cu toți membrii de partid, fiecare va face campanie la el în cartier, în zona unde locuiește. Noi ne dorim o campanie cât mai liniștită, fiecare să-și expună programul, punctul de vedere și să-și susțină candidatul la președinție. Povestea Contelui Dracula, cel mai nou film realizat pe această temă, dar și o expoziție de costume populare autentice din zona Vâijiului sunt punctele forte cu care organizatorii ne așteaptă la Petroșani. Ecranizarea Dracula Untold apare cu o zi înainte de acest eveniment, iar cei de la Biblioteca Municipală din Petroșani speră să îl poată difuza în această noapte, când biblioteca va fi mai animată ca oricând. Începând cu ora 19, avem deschiderea acestui eveniment. Vom avea o expoziție de costume populare. Nu am avut până acum, am avut expoziții de bijuterii handmade anii trecuți, expoziții de carte avem anul ăsta, carte nouă apărută, pe care o vedeți acum, o înregistrăm. Și vizionare de film. Încercăm să dăm un film Dracula, povestea lui Dracula și ceva filme documentare. Noaptea Bibliotecilor este un eveniment ce are loc la finele acestei săptămâni. Sâmbătă seara, oricine își poate face gratuit o legitimație de cititor și poate împrumuta o carte. De asemenea, poate accesa internetul de la Biblionet și poate participa la vizionarea filmului. În plus, cei care vor veni sâmbătă seara ar putea fi primii cititori ai ultimelor titluri editoriale, achiziționate recent la Biblioteca din Petroșani.
Filomena Maturano, o frumoasă poveste de dragoste, se va juca sâmbătă pe scena teatrului din Petroșani. Horațiu Ioana Pan a venit de nenumărate ori să regizeze piese pe scena teatrului din Petroșani și nu ne va dezamăgi nici de această dată. Regizorul promite o poveste plină de întâmplări inedite. În rolul principal va fi directorul teatrului Nicoleta Bolcă. Filomena este o femeie obișnuită care a avut, trăind, crescând și trăind într-un mediu eminamente sărac și lipsit de posibilitatea de trai decent, alege calea cea mai lesne pentru astfel de existență. După un timp, găsind un om de care se îndrăgostește și pe care îl iubește, ajunge să fie scoasă din casa unde era și să ducă o viață mai liniștită. În schimb, ea, pentru că în toată viața ei de femeie a fost binecuvântată cu 3 copii, vrea să dea o familie acelor copii. Iartă-mă, dar de cum ai intrat, fără să ții seama că ești într-o casă străină, ai îmbrățișat-o pe jupâneasă, m-ai văzut pe mine puțin, ți-a apăsat și acum te-a pus să te iei de nenorocitul ăsta. Păi da, nu. Păi da. Adică ce? Tu crezi că eu am o față de care să-și bată joc lumea? Rolul principal masculin îi aparține lui Cosmin Rădescu, actor la Teatrul din Craiova, care revine să o completeze pe Nicoleta Bolcă, așa cum a făcut și în Lucreția Borgia. Personajul meu nu a avut copii, nu a avut urmași. Problema pe care o are personajul la o vârstă destul de înaintată, și anume de 50 de ani, este aceea că nu are copii. Declicul pe care se dezvoltă toată traiectoria personajului se întâmplă în momentul în care el află că are un urmaș și lucrul ăsta îi răstoarnă tot sistemul lui de valori și viața lui capătă un alt sens. Filomena va face tot posibilul să dea copiilor ei un tată. Povestea e savuroasă pe o scenă plină cu petale de trandafiri și suntem invitați să o urmărim sâmbătă seara de la orele 18. Roz a fost culoarea sub care și în acest an s-a luptat pentru depistarea maladiilor care afectează femeile. Lunar sunt cel puțin 100 de noi cazuri diagnosticate în județul Hunedoara, iar femeile sunt principalele vizate. Organizatorii manifestării publice din Petroșani au îmbrăcat o clădire în roz și au ținut să ne atragă atenția asupra prevenției cancerului. Mai multe forme de cancer, ca cel de coluterin sau de sân, se pot trata dacă sunt depistate din timp. Am încercat prin asociația noastră Hope for Life Valea Jiului să desfășurăm această acțiune cu ocazia Zilei Mondiale de Prevenire și Combatere a Cancerului de Sân și Coluterin și sub patronajul Fundației Renașterea, care e promotorul la nivel național al acestei mișcări, încercăm să transmitem un mesaj către toate doamnele din Valea Jiului și de ce nu și mai departe, de a încerca în primul rând prevenirea. Statisticile conțin simple cifre, dar organizatorii au adus la microfon 2 doamne a căror viața a fost pur și simplu distrusă în momentul în care au fost diagnosticate cu o astfel de boală. A fost o experiență de viață pentru mine. Și am învățat că contează enorm să-ți efectuezi controlul la timp. Eu am întrerupt vizita 2 ani, iar când nu a ieșit ok. Mulțumesc din suflet că am dat peste o echipă de medici extraordinară. Mulțumesc familiei și prietenilor că mi-au fost alături. Întreg universul se dărâmă atunci când o femeie primește un astfel de diagnostic. La fel i s-a întâmplat și unei alte femei care de 8 ani spune că a trecut de la agonie la fericire. Vă vorbește un om care în urmă cu 8 ani a fost diagnosticat cu această boală. În momentul de față, care nu mai este incurabilă, dacă e depistată la timp, este tratată 100% și vă îndrum
să nu disperați când ajungeți într-un moment critic al vieții dumneavoastră, o diagnosticare care vă taie respirația, dar nu în ultimul rând, care vă și dărâmă. Viața e o continuă luptă, deci, dragele mele, trebuie să luptați. Manifestarea a avut scopul de a atrage atenția femeilor asupra faptului că trebuie să meargă la medic. Dacă nu se ajunge la un consult, femeile trebuie să fie sfătuite, îndrumate și susținute de familii. Este foarte important pentru mine ca femeie, în primul rând, mai ales că vreau să se vadă că port culoarea roz, să exprime ceva, să dau încredere tuturor femeilor care mă văd și nu numai, chiar și soților lor, să aibă încredere în ele, să fie atente cu ele, să se gândească la viitorul lor, pentru că dacă ele sunt sănătoase, e sănătoasă întreaga familie. Octombrie este luna dedicată luptei împotriva ignoranței. Culoarea roz a fost aleasă pentru a le da încrederea de care au nevoie femeile diagnosticate cu o astfel de boală. După vulcan a venit rândul petrilenilor la sărbătoarea toamnei rodnice din acest an. Pregătirile pentru eveniment au început încă de dimineață. Circulația a fost restricționată, iar organizatorii Tuborg și Scol sunt gata să dea drumul distracției. Începând de astăzi am închis circulația pe strada Republicii, montăm parcul de distracție și comercianții care vin din țară și începând de mâine o să avem 3 zile de sărbătoare la Petrila. Am invitat din toată țara producători tradiționali de brânză, carne, producători de vinuri, ca să completăm, să zic așa, tarabele tradiționale care se practică la acest gen de evenimente. 3 zile sunt dedicate acestui eveniment spectacol care va începe de vineri. Începând cu ora 19, pe scena amplasată în strada Republicii, vor urca rând pe rând nume consacrate ale muzicii populare românești. Artiști ca Petrică Miulescu-Irimia, Leo Cosma, Vlad Teodosiu și Cornel Todea vor cânta din folclorul autentic românesc pentru tot publicul prezent. Sâmbăta este dedicată muzicii ușoare și folk, iar Simona Naie, Felipe, Florentin Budea și Cătălin Stepa vor crește volumul în difuzoare. We'll be right back.